Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Radio Classic, Des Report, Stelian Tănase, Pirula Săptămânii, Lentila de contact. Un nou episod. Astăzi vom vorbi despre un nume despre care cu sigur ați auzit. Se numește Mackensen. Și cotoiul meu mai nou se numește Mackensen. Păi îl cheamă Muțu, mai zic eu Mișu, Mache, dar acum e Mackensen, mă amuză teribil și l-amuză și pe el. Ceea ce înseamnă că numele are oarecare rezonanță și pentru noi are. Cine a fost Mackensen? A fost întâi de toate feldmareșal. Armata germană avea 2 sau 3 feldmareșali, Ludendorff, Hindenburg și Mackensen. Vorbesc de perioada Primului Război Mondial. Acestea erau capii armatei germane. Deși spunea Fon, nu era aristocrat. El a fost înnobilat de Kaiser când a făcut 40 de ani. Era o procedură standard. El făcuse și carieră, era apreciat de Kaiser, căruia era și aghiotan. 3 ani a fost aghiotan și l-a făcut nobil. Adică a pus în fața numelui Fon. De asta o să auziți, deci, Fon Mackensen. El nu era aristocrat, era fiul unui arendaș prusac și taică-su n-a văzut cu ochi buni că vrea să fie militar, vrea să-l facă tot arendaș, adică să facă studii economice, poate agricultură și apoi să intre în viața civilă. Nu i-a plăcut că s-a făcut militar. Mackensen era născut în 1841 într-un sat din Prusia, nesemnificativ, și prima lui ieșire în decor a fost când s-a făcut voluntar în armată, s-a înscris voluntar în armată în timpul crizei franco-prusace, care a și dus la război și la abdicarea și, de fapt, a fost făcut prizonier Napoleon al III-lea, împăratul Napoleon al III-lea, pentru că Franța a pierdut războiul cu Germania. Acesta e momentul în care Mackensen intră într-o carieră. Se întoarce acasă și face facultate, după care intră iar în armată și de aici cariera lui continuă linear. Face o carieră foarte bună, avansează gradele, sare etapele, cum se spune, și poate la asta a contribuit și faptul că s-a căsătorit cu un personaj influent, cu fata unui personaj influent din establishmentul prusac. Uitați că am aici, mi-am notat o dată, în 1879, că calculați și dumneavoastră, era născut în 1841, deci la 38 de ani, cam așa vine, s-a căsătorit cu Dorothea von Dorn, cu care are 5 copii, 3 băieți și 2 fete. Repet, era fiica unui personaj important din funcționărimea prusacă. În 1905, soția lui a murit, iar în 1907 s-a recăsătorit cu Loni von der Osten, care era cu 30 de ani mai tânără. Cineva îmi reproșea că am o soție cu 25 de ani mai tânără. E, uite că aici era vorba de 30 de ani. Mackensen a rămas în istoria noastră, să-i spunem tot numele, să nu vă las așa, Anton Ludwig August von Mackensen. Repet, von a apărut în viața lui la 40 de ani, în 1898 sau 99. El a rămas în istoria României pentru că ne-a bătut groasnic la Turtucaia în 1916, septembrie, și apoi cu armata pe care o conducea, venind în Balcani, a fost șeful comandaturii, cel care de fapt a fost guvernatorul vechiului regat, s-a instalat la București și această figură a intrat în folclor. Eu l-am găsit în revistele timpului și după aceea în tot felul de evocări, de amintiri, în bancuri, în anecdote. Una am să vă spun și eu astăzi despre Mackensen. El este cel care 2 ani de zile, din decembrie 1916 până în decembrie 1918, a fost șeful suprem al București, omul de temut. Era un personaj care la înfățișare era foarte impunător. Era mai înalt cu un cap decât tot restul ofițerilor prusaci.
era slab, avea niște mustăți așa grozave, așa, o să vedeți și ca ilustrație în episodul nostru, purta costum de husar, el a intrat la husari atunci când v-am spus eu că a participat la războiul franco-prusac. Chiar s-a spus că a fost ultimul prusac. De ce? Pentru că a avut o viață foarte lungă. A murit la 96 de ani după al doilea război mondial. Umbla, deci, plăcerea lui era să umble în haine de prusac. Avea o căciulă așa enormă, cred că de Astrahan sau ceva, nu-mi dau seama din ce era făcută. Putem să aflăm. Și avea aici o emblemă vizibilă cu un cap de mort. Asta îi dădea un aspect destul de înfricoșător. Personajul nu era atât de înfricoșător, cum s-a spus. Bucureștenii n-aș spune că l-au iubit, dar oricum și-au dat seama la un moment dat și l-au tratat, n-aș spune nici cu simpatie, dar s-au tolerat reciproc. Deci n-a ordonat execuții, n-a bombardat orașul ăsta și pentru că Bucureștiul, când el se apropia cu armata de București, s-a declarat oraș deschis. Guvernul român, primăria Bucureștiului, armata română au declarat București oraș deschis. Adică nu era un oraș, pentru că avea niște forturi. Dacă vă amintiți, Carol I a făcut în jurul Bucureștiului niște forturi, care erau depășite la 1916, erau inutilizabile pentru că a apărut o artilerie, care s-a numit artilerie grea, care dărâma orice zid, inclusiv ale... Ați auzit de fortul Jilava, Cățelul, toate acestea. Asta era o centură în jurul Bucureștiului. Ori administrația românească n-a montat nu știu ce artilerie sau nu știu ce tranșee de apărare și a deschis orașul și... A fost un moment interesant pentru că 3 sau 4 zile înainte de acest moment luminile orașului București s-au aprins. București era sub camuflaj. Și luminile s-au aprins. De ce? Ca să semnaleze nemților că București e oraș deschis. Și într-adevăr, au intrat în frunte cu Mackensen, care s-a instalat la București în fruntea armatei germane victorioase, armatei Kaiserului. Nu erau numai germanii la București. Mulți fac această confuzie. Erau puterile centrale care însemnau pe lângă Germania Austro-Ungaria, deci era armata Austro-Ungaria la București, era Turcia și Bulgaria. Deci erau 4 armate, sigur, în ponderi diferite. Principala era Germania și după aceea Austro-Ungaria, care au stat 2 ani la București. Regimul lui Mackensen, care n-a fost unul de teroare, a constat în altceva, să zic așa, adică partea dură, tristă a acestei experiențe. Un oraș sub ocupație străină este o experiență foarte tristă, foarte... Dur, ați văzut cu secvențe cu Parisul sub ocupația germană, etc., etc. Este ceva pe care nu doresc niciunui oraș să treacă vreodată. Partea rea era spolierea. Deci nemții au venit aici într-o situație în care ei de o jumătate de secol nu mai produceau, din punct de vedere agricol, alimente fie vegetale, fie animale. Ei băgau toate resursele lor în tunuri, în armament, în instrucția militară. Un general când ajunge la București și vede cam cum arată vitrinele magazinelor unui oraș, unei țări înfrânte și vede atâta unt în vitrine la Dragomir, știți unde a fost, pe Calea Victoriei, pe diagonală cu Teatrul Național Novotel astăzi, sau vis-a-vis de Hotelul Continental, și a văzut câte munți de unt erau, a spus că ei de 20 de ani n-au văzut unt. Nu că n-au mâncat, dar n-au văzut unt în Germania. Cam asta era situația. Deci erau cu magazinele goale, cu depozitele goale, magazinele goale. Deci era o penurie absolută cam de la jumătatea războiului. De altfel, să știți, să fac o paranteză, Germania n-a pierdut războiul pe câmpul de luptă. Ei n-au fost înfrânți nici la Păloara, la Marna, la Somme, la Ypres. Marea problemă a fost criza internă. Deci din cauza penuriei și a
cum s-a întâmplat și la România. Penuria a provocat Revoluția din 89. Și acolo a fost același lucru. S-a creat o atmosferă revoluționară. Berlinul, Kielul, Münchenul. Kiel e un oraș, portul, baza navală. Au început să se răscoale. Au făcut și pe model bolșevic. Să nu uităm că suntem în 1918 și în 1917 țarul abdicase, iar Lenin cu bolșevicii lui luase puterea în noiembrie, da? Octombrie, noiembrie, 25 octombrie sau 7 noiembrie după calendarul nou. E, pe acest model al armatei care nu se mai supune ordinilor, al armatei insurrecționale, în Germania a apărut o criză revoluționară. Deci mâncată dinăuntru de această nesupunere armate, de incapacitatea comandanților militari de a se mai face ascultați de soldați, soldatul pune mâna pe armă, dar nu mai trage în dușmanul francez sau englez sau american. Da? El trage împotriva ofițerilor armatei germane. El trage împotriva politicienilor germani. Deci ăsta era pericol. Ceea ce s-a și întâmplat. Au fost multe incidente de acest tip. Deci nu puteau să mai țină situația. Iar cauza acestei implozii a fost penuria alimentară. Oamenii nu mai penuria, nu aveau cu ce să se încălzească. Iarna. N-aveau haine. Din cauza asta, ei au văzut Bucureștiul și sudul vechiului regat pe care l-au ocupat ca un fel de resursă pentru a-și rezolva această problemă. De-aia România, cât era, ea a fost jefuită, pur și simplu. Recoltele au fost strânse de pe câmp și duse în Germania. Toate depozitele unde se aflau, rezervele strategice, magazine, magazii, silozuri, toate au fost jefuite, pur și simplu. S-au făcut de asemenea rechiziții foarte dure. S-au confiscat saltelele, dau un exemplu. Hainele de iarnă, covoare, preșuri, că pe vremea erau mai mult preșuri, perdele. Tot ce se putea lua și transporta s-a dus. Pe de altă parte, soldatul german avea voie să ducă acasă 5 kg cu ce doia el, cu niște cutii erau, așa erau tip, se umpleau, se trimiteau în Germania, trimitea la familie, la soție, la copii, la părinți. Ori gândiți-vă, erau 200.000 de soldați, de militari germani în vechiul regat, ia mulțiți cu 5 pe lună. Era o jefuire a României. Asta a fost partea, să zic eu, cea mai grea, cea mai dificilă pentru populație aceea de a fi lipsită de toate mijloacele. Nu mai spun scumpetea, pentru că ce se mai găsea cât de cât la speculanți era extraordinar de scump, cum se întâmplă când e penurie. Și au fost 2 ani foarte grei. Eu mă documentez acum pentru o carte despre această ocupație a puterilor centrale asupra Bucureștiului și ce găsesc, că am găsit memorialistică, arhive, presa timpului, care nu putea să spun atunci, că era cenzură militară. Dar apoi au dat cifre, sunt lucrări interesante care au apărut și peisajul este foarte trist. Mackensen poate fi făcut de aceste nenorociri? Da, el era comandantul suprem. Dar pe de altă parte, asta era ordinea care venea de la Berlin. El pentru asta era aici pus mare ștab, de asta e chiar un cuvânt, ca să supravegheze că se întâmplă acest trafic de bunuri spre Germania. Ocuparea sudului vechiului regat a fost privit ca un trofeu al armatei germane, ca o resursă neașteptată să mai poată să repare puțin din situația dezastroasă a aprovizionării din Germania. Cariera lui Mackensen sau titlurile de gloria lui Mackensen a fost, îi se spunea spărgătorul de fronturi. Deci acolo unde era o situație critică, îl trimiteau pe Mackensen, care cu armata sa, ca un berbece, spărgea frontul și câștiga respectiva campanie. În timpul primului război mondial, când el este deja general, participă la cucerirea Galiției, în bătălia de la lacurile Mazuriene și la Tannenberg, unde nemții au câștigat victorii
foarte importante asupra rușilor. Deci el a fost pe frontul Dăiesc, cum ar veni. În toamna anului 1915 este trimis în Balcani cu misiunea să cucerească, de fapt să nimicească Serbia. Ceea ce a și făcut. A făcut una cu pământul Belgradu. Armata sârbă s-a retras la Salonic și în insulele grecești. La Salonic era corpul expediționat francez, care stătea acolo incapabil să pornească spre nord. De ce vă spun asta? Pentru că atunci când România a intrat în război alături de Antanta, una din condițiile puse de Brătianu și semnat era ca frontul de la Salonic să se anime și să vină spre Dunăre, ca să nu-i lase pe bulgari să ne atace de la sud, pentru că era clar că din Transilvania ne va ataca armata germană și austro-ungară. Și ca să nu luptăm pe două fronturi, una de condiții a fost ca corpul expedițional francez aflat la Salonic să devină activ. Că lâncezea, neavând suficientă forță să combată puterile centrale. De altfel, primul război mondial se va termina când acest front de la Salonic se va activa. În momentul când frontul de la Salonic vine spre Dunăre, Bulgaria și Imperiul Otoman capitulează. Și se produce un efect de domino că după aceea, după la câteva zile, capitulează și Austro-Ungaria. Pentru că erau prinse între două fronturi. Era un front de la sud căruia nu-i putea opune rezistență. Mackensen a fost dușmanul nostru de moarte în perioada aceasta, adică în perioada de când el vine în Serbia, pe care o nimicește, așa cum am spus, pentru că el va conduce ofensiva în Balcan, conducea corpul expedițional al puterilor centrale în Balcan, deci la sudul Dunării, și el este cel care conduce și ne administrează o catastrofală înfrângere la Turtucaia. Turtucaia este o localitate lângă Silistra, la cotul Dunării, pe care România, pe vremea aceea din 1913, era, să zic așa, avea teritoriu și cadrilateral, adică se întindea și în această regiune până în Balcic, așa Balcicul a fost românesc. Și România crease aici un cap de pod ca să se apere în eventualitatea unei ofensive la sudul Dunării împotriva României, care era pregătită să se luptă pe Carpați pentru a integra Ardealul în... Ăsta era visul, ghilimele, asta era campania care se desfășurase, aceea să cucerim Transilvania, să o aducem acasă, că era populată de români, în mare parte de români. La Turtucaia s-a făcut această încercare de rezistență a românilor, pentru că teama era că Mackensen se duce spre Dobrogea, ocupă Dobrogea, adică însemna Constanța, portul României până care făcea comerț și era și podul de la Cernavodă, deci erau niște obiective strategice, erau gurile Dunării, deci puterile centrale erau maxim interesate să ocupe acest teritoriu. Și atunci la Turtucaia s-a încercat o rezistență. Mackensen a dat-o peste cap, praf a făcut acolo, au fost prizonieri, a fost cel mai mare dezastru militar din istoria României, iar Mackensen este autorul ei. Era o apariție interesantă, era un bărbat înalt, cum am spus, cu un cap mai înalt decât ceilalți ofițeri. În fiecare zi defila pe Calea Victoriei ca un maharaja indian înconjurat de 2-3 husari din ăștia spectaculoși cu cap de mort, divizia cap de mort, cu alții grenadiri, ofițeri care făceau un fel de suită orientală cu care să se arăta prin București. Și evident, era o expediție de intimidare. Era și foarte fălos, arătos, v-am spus, era înalt cu căciula, era și mai înalt, avea o căciulă asta uriașă, și cu niște mustăți așa, în forculiță, așa uriașă. Și îmbrăcat în husar. Asta era slăbiciunea lui. El putea, ca fel mareșal, să pună tot felul de uniforme în funcție de ce arme avea în armata pe care o conducea. Dar el prefera să fie husar îmbrăcat în negru. Uneori cobora de pe cal, și s-a amestecat în mulțime. Trebuie să spun că
nu știu dacă îi dă bine sau dă rău, fiecare înțelege cum vrea, niciodată în aceste plimbări nu a fost atacat, nu a fost jignit, nu i s-a arătat ostilitate. Populația Bucureștiului a fost docilă, cu minte. Într-un fel, a fost o ordonanță a generalului Mustață, care a pus-o pe ziduri, care a cerut să fim respectoși față de armata germană. Asta chiar la început, după care a fost schimbată nemții media. Nici nu vorbea germană, dar se pare că lumea a ascultat îndemnul generalului Mustață de a nu fi ostil față de ocupant. Trebuie să spunem, bucureștii, mămăligi așa cum sunt ei, mitică, nu au avut conflicte cu nemții. Trebuie să mai spunem că în afara ce v-am spus, acea spoliere sistematică, nemții nu se purtau rău, în sensul că, de pildă, dacă mergeau la restaurant, plăteau. Ceea ce rușii 20 de ani mai târziu nu plăteau. Se sculau de la masă și plecau. Dacă îi cereai bani, îți arăta caemul. Dacă mergeau într-un magazin să cumpere stofe, aveau o slăbiciune la stofe, și rușii peste 20 de ani vă cumpăra stofe mult, și își făceau costume aici la București, că ei n-aveau croitorii private. Și își făceau la clientela croitorilor din București, erau ruși. Problema e că nu plăteau. Nemții plăteau. Asta era diferența. În privința asta, negustorii nu au avut de ce să se plângă. În plus și bordelurile, și restaurantele, și cinematografele, erau teatrele, erau arhipline. Cea mai mare parte a acestui public și clientelă erau militarii aflați la București, adică germani, austro-ungari, turci și bulgari. În general, populația bucureșteană a fost reticentă, nu s-a înghesuit așa, a renunțat la distracții sau cheltuieli așa excesive, pentru că era o viață foarte grea și, pe de altă parte, erau mulți oameni, mai ales cei din elită, care nu vreau să se afișeze cu nemții. Era și o anumită elită la București, germanofilii. Era Partidul Conservator în general de orientare pro-germană, adică Petre Carp, Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman și mulți alții. Nu dau toată lista, dar e o listă întreagă. Iar din lumea intelectuală, germanofilii au fost Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ion Slavici și tot așa, e o listă lungă. Deci nu erau nume nesemnificative. De altfel, Marghiloman a și făcut guvernul care a încheiat pacea de la București, la presiunea lui Mackensen. Mackensen era alternativa, era ori să se ducă să doboare armata română, să cucerească triunghiul morții de la Iași, județele în care guvernul român se refugiase, ori să facă pace. După ce Rusia s-a prăbușit, țarul a abdicat și a fost revoluție, armatele rusești au intrat în haos, au dezertat, au părăsit frontul, tranșeele. În condiție de haos au încheiat pace nemții cu puterile centrale cu Rusia la Brest-Litovsk în 3 martie. România a rămas singură. Deci tot acest colos al puterilor centrale se afla în fața unei mici armate, așa, unui pâlc, ca să zicem așa, da? Și la presiunea lui Mackensen, care dorea o soluție la asta, ori vă trimit armatele și să vă facă praf, ceea ce era și foarte credibil, pentru că armata română, fără armata rusă, care era marea parte a forțelor care trebuiau să se opună pe acest front sud-estic european, s-a dizolvat practic și românii au rămas singuri și incapabili să reziste în fața acestui colos. Era o mică armată, chiar dacă primise instrucția lui Berthelot, care a refăcut armata română. Așa că Mackensen a reușit să-și impună voința și s-a încheiat pacea de la București în condiții dezastroase pentru România, dar era pacea unor învingători. Ca să vă spun un lucru, și pacea pe care apoi învingătorii la tratatul de la Versailles a fost față de Germania la fel de dură
ca aceea pe care nemții ne-au impus-o nouă la București. Era pacea învingătorului, domne. Deci pacea învingătorului, care îți impune ce condiții. Nouă ne-au luat munții, da? Că au pus granița mai încoace, Dobrogea, Constanța, au impus niște plăți de război exorbitante, ne-au luat rezervele de petrol și evident recoltele. România era redusă la o condiție de a muri de foame, literalmente, nu așa eseistic. Totuși, Mackensen, în ciuda gloriei lui militare, a suferit o mare înfrângere în România, care l-a făcut să cadă în disgrație față de Kaiser. E vorba de Mărăști și Oitus, unde armata română, repede refăcută sub instrucția ofițerilor francezi în frunte cu generalul Berthelot, dar s-a fost și atât de iubit, i-a respins pe nemții. Dacă nu se întâmpla defecțiunea cu Rusia, nemții puteau să fie aruncați din România. Din păcate, atunci s-a întâmplat defecțiunea și în vara acelui an și România a trebuit să oprească ostilitățile, pe de altă parte și nemții epuizați, fără resurse de a trece mai departe, la ordinul lui Mackensen a făcut atâta lucru, a făcut acest lucru. În septembrie 1917, Mackensen are un dur examen. Kaiserul vine în România, în vechiul regat, da? România nu era și Transilvania și Bucovina și Basarabia, era numai Moldova și Țara Românească. Vine într-o vizită, vizită ciudată, pentru că atâta timp cât a fost Carol rege, deci Hohenzollern ca și Wilhelm, n-a venit niciodată. Franz Josef a fost în România, Kaiserul n-a fost și dintr-o dată în timp de război și după moartea lui Carol și în condițiile în care Kaiserul vorbea foarte rău de Ferdinand, îl trata foarte rău, era dușmanul lui, că erau, da? Nu acceptase să se alăture puterilor centrale, ci semnase cu Antanta, asta îl făcuse nomina odiosa pentru Kaiser. E bine, Kaiserul în toamna anului 1917 vine în România. Prima dată se duce la Curtea de Argeș pentru a vedea mormântul lui Carol, pe care nu vrusese să-l viziteze, să-i facă o vizită de curtoazie cât fusese în viață. Să amintesc că țarul Nicolae al II-lea, de care tocmai v-am povestit, că a abdicat în 1917, a fost în România. A fost o zi cu iahtul standard la Constanța, dar a fost, pentru că este o chestie de curtoazie, de recunoaștere a rangului. Kaiserul n-a venit. A venit acum pe vremea lui Ferdinand, într-o țară care era în război cu Germania. Ferdinand era în refugiu la Iași, cu Regina Maria și cu tot guvernul, cu Brătianu și cu Parlamentul. Așadar, când Kaiserul vine în România, se duce la Curtea de Argeș să vadă mormintele, se duce apoi pe Dunăre ajunge la Cernavodă, unde se întâlnește cu țarul Bulgariei Boris. Ei vroiau podul Bulgariei și vroiau Constanța și Dobrogea, ceea ce în pacea de la București li se va da. Asta era miza acestei întâlniri. Probabil că acolo s-au și înțeles. Apoi Kaiserul se duce în Moldova și se duce însoțit de Mackensen. Atenție, asta era problema. S-a dus la Focșani și Mackensen a încercat să-i explice Kaiserului cum de n-a câștigat la Mărășești, Mărăși Oitus. Trebuie să spunem că asta a făcut să cadă din grațiile Kaiserului. Deși era foarte apropiat de Kaiser. V-am spus că i-a fost aghiotant 3 ani de zile. Era probabil generalul favorit al Kaiserului, protejat de el, îi urmărise cariera, îl ajutase în carieră. Dar acum, fiind un feldmareșal înfrânt, era din 1915 feldmareșal, deci el a fost avansat la gradul de feldmareșal în 1915. Deci în 17 era de dată recentă, să spunem așa. Dar în război gradele se câștigă mai ușor decât în timp de pace. E bine, n-a reușit să-l convingă pe Kaiser
L-a dus chiar pe locul unde au fost bătăliile respective, să-i arate mișcările de trupe, ce, cum s-au întâmplat toate mișcările. Până la urmă, Mackensen a trebuit să renunțe la ideea de a zdrobi armata română, care era misiunea lui, și de a șterge România de pe hartă. N-a reușit. Asta nu i-a făcut un dosar prea bun la Cai. S-a întors la București, nu l-a destituit. Normal era, mai ales în condiții de război, să fie destituit pentru acest eșec. S-a întors cu funcția în brațe la București, a rămas în continuare șeful ocupației, stăpânul vechiului regat, dar atât. Nici n-a mai promovat, nici nu i s-a mai dat alte armate spre a fi condus. În anul următor, așa cum v-am spus, s-a încheiat pacea de la București în condițiile dramatice și tragice pentru România. Se întâmplă și un fapt pozitiv în sensul că Basarabia se unește cu România în martie 1918. Marghiloman era prim-ministru. Mai târziu, nu în martie. Ba da, în martie. În mai se încheie pacea de la București, pe 7 mai. Dar în vara anului 1918 încep să se miște fronturile. Americanii sunt deja instalați pe frontul de vest, cu un corp expediționar foarte numeros și foarte bine dotat și foarte bine antrenat. La Salonic, de asemenea, corpul expediționar francez este consolidat și Berthelot face parte de acolo după ce a plecat de la Iași, că a fost o condiție a păcii de la București ca acești ofițeri francezi să părăsească România. Ceea ce s-a și întâmplat în frunte cu Berthelot. E o scenă în însemnările Reginei Maria. Regina Maria se duce la gară la ea și îl conduce la plecare pe Berthelot și își iau la revedere. Absolut dramatic, absolut cutremurătoare. E bine, Berthelot acum se întoarce, îi trimite ultimatum lui Mackensen să părăsească România. Mackensen, cred că în mintea lui a fost că lucrurile nu sunt chiar atât de dramatice și a încercat să tragă de timp, la care Berthelot revine cu un ultimatum și atrage atenția că în 24 ore trebuie să părăsească România. În momentul ăsta, o singură zi a mai durat războiul, pentru că pe 11 noiembrie s-a făcut armistițiu. Ferdinand, în ziua aceea, când mai era război, a declarat mobilizarea. Asta ne-a făcut să ne dea, să fim primiți la Versailles, la tratat de pace. Că altfel, din cauza că noi am încălcat acordul cu Antanta, în sensul că am făcut pace separată, eram pierdusem drepturile și ce ni se promisese după război. Dar faptul că am intrat în război cu puterile centrale pentru o zi. Am intrat în război și am fost o putere beligerantă, da? Am fost primit, am putut să invocăm acest argument ca să fim primiți la tratatul de pace și să invocăm și înțelegerea din august 1916 pe care o semnasem cu ambasadorii Franței, Rusiei și Marii Britanii la București. Nu erau ambasadori, erau șef delegații, erau miniștri plinipotențiari. Asta cu ambasadorul a apărut mai târziu. Mackensen se retrage, pentru că Berthelot, care venea de la sudul Dunării, era suficient de bine înarmat, dotat și energic ca să știe că va avea probleme cu el, că nu, pe de altă parte, Germania se prăbușise, pentru cine să mai bătea el. Și Berthelot și Mackensen, într-adevăr, părăsește după 2 ani, în decembrie 1918, București. El a intrat în București pe 6 decembrie 1916, a intrat, că era și ziua lui de naștere. El și-a făcut cadou București. S-a pus cadoul lui de ziua lui când împlinea 60. Deci era în 41, în 16, câți ani făcea. S-a retras cu armata 200.000. Și în condiții destul de proaste, că era o armată care sub influența bolșevismului și a dezertărilor și a indisciplinei au făcut prăpăd în retragere, cum au fost chiar probleme, au omorât oameni, au jefuit, au... Și Mackensen a scris într-o însemnare că am crezut că am o armată de cavaleri, de așa, și nu știam că am o armată de dezertori și de... A fost el însuși dezamăgit de
trupa lui. Cu 200 de a traversat Transilvania, a fost arestat, chiar vreau să vă dau un detaliu aici interesant, a fost arestat în 1919 și închis în castelul Futog din Serbia, Serbia pe care el o nimicise, o făcuse, dar în noiembrie 1919 a fost eliberat. Cu el a fost o problemă pentru că el apărea pe o listă de criminal de război făcută de Antantă, urmând să fie judecați. Nu s-a întâmplat asta. Abia după al doilea război mondial s-a făcut procesul de la Nuremberg plus alte procese, conducerii germane, apoi conducerii armatei, conducerii lagărelor, etc., etc. Acum nu s-a făcut, dar el a fost sub amenințarea să fie judecat. Acum era judecat probabil pentru funcție, pentru că masacre n-a făcut, genocid n-a făcut. Cel puțin cât a fost în România. E drept că a făcut dezastru în Serbia. Chiar împotriva aceea, a bombardat cu artileria grea Belgradul. Această imagine a Belgradului demolat de artileria grea germană a făcut ca Bucureștiul să fie declarat oraș deschis. Adică era clar că asta ne așteaptă, iar Mackenzie nu era un om care să-i tremure mâna. Era militar, militar. Așa cum v-am spus, a fost eliberat în 1919 și în 1920 s-a retras din armată, a devenit un civil. Avea și vârsta, a ieșit la pensie. Mie mi-e greu când spun Mackenzie să spun pensie. Nu sună bine. În perioada interbelică, el a rămas un monarhist, a cochetat și cu Hitler și cu partidul nazist, s-a dus la anumite ceremonii în uniforma aceea lui semeață de husar cu care făcea mare impresie, dar atitudinea lui a fost destul de ambiguă față de nazism, pentru că iată în 1935 când are loc Noaptea Cuțitelor Lungi, da, 35 a fost, ar trebui să verificăm, el a fost foarte critic față de asasinarea doi generali germani, Schleyer și încă unul, care erau de bună calitate, dar să afirmaseră ca opunându-se nazificării armatei. Și atunci Hitler, care nu avea intenția să lovească armata, dimpotrivă, vrea să lovească SA-ul pe Răm ca să mizeze pe armată. Și armata i-a cerut să-i distrugă aceste trupe, ghilimele, civile ale partidului nazist, SA-ul. Mackenzie a protestat împotriva asasinării celor doi generali. Atunci trebuie să vă spun că conducerea nazistă l-a suspectat de infidelitate, l-a suspectat că nu... Dar el a rămas într-o ambiguitate. El era monarhist. Era un susținător al Kaiserului și după ce acesta a abdicat. În 1941 merge în Olanda, în marea lui uniformă, că asta era apariția lui, așa. Participă la funeraile Kaiserului. După primul război mondial, când Germania a abdicat, el s-a refugiat în Olanda. Și acolo a și murit. Mackenzie n-a participat la aceste funeraie. S-a dus să-i aducă un ultim omagiu. Apreciez această fidelitate și faptul că se afișează cu ea. Hitler nu era un om care să glumești pe temele astea. Era și război. A dat dovadă de curaj. El a protestat de pildă și împotriva masacrelor sau comportamentului violent al armatei germane care a cucerit Polonia. Deci rămăsese un bărbat verde, adică spunea ce avea de spus. În 1935, asta mi-aduceam aminte despre acest an 35, dar îl aveam în cap, naziștii au dat o moșie lui Mackenzie, apreciind apariția lui publice care putea să pară o susținere, deși Mackenzie susținuse pe Hindenburg în cursa electorală și în care a ieșit Hitler învingător, dar el l-a susținut pe Hindenburg. Mackenzie, pentru că Hindenburg este șeful armatei, adică era fidel și în acest sens. El a murit în 1945, în noiembrie, avea 96 de ani,
Dar trebuie să spunem că în contextul acela 45 după război, puțin cu Germania de ruine, în ruine, a trecut un pic neobservată moartea lui. El a fost reconsiderat în anii de după aceea și au apărut cărții cu... Eu caut acum o biografie a lui Mackensen și nu reușesc să găsesc, dar poate am să plec la Londra și poate acolo, într-o bună librărie, am să găsesc ceva. Mă interesează pentru că scriu despre el. Atât despre Mackensen. El a rămas în imaginarul colectiv, e un nume foarte sonor. Nu știu, astăzi la 100 de ani și mai bine de la ocupația germană asupra Bucureștiului, cineva mai păstrează în memorie ce s-a întâmplat atunci, dar este o epocă uitată și cred că nu trebuie să o uităm. Sunt împotriva uitării, trebuie să știți. Mai bine, ne vedem săptămâna viitoare. Radio Classic. Un radio în culori.